Noi ne-am ales azi cu una dintre cele mai înfocate fane a trupei Carla's Dreams, care vine în platoul nostru să ne povestească cu emoție în glas despre toate concertele la care a fost și toată dragostea pe care o poartă pentru Mascați. Mihaela Mărcuță este alături de noi și vreau să o salut, vreau să o văd. Iată eroina, eroina băieților de la Carla's Dreams. Bine ai revenit acasă! Bine v-am găsit! De fapt, ești de aici, din Nisporeni, dar da, stai de mult timp în Iași. Da, sunt din Nisporeni și stau de 2 ani jumate în Iași. Acolo mi-am găsit un job și muncesc. Și cum ai ajuns să-ți trăiești viața prin Carla's? Pentru că deja e așa. Da, corect. La bun început, pentru mine a fost un simplu band cu niște băieți mascați care, mă, ce muzică cântă ăștia? Pentru mine asta a fost prima perere. Apoi când am început să le intru în esența muzicii și am început să-i sunt cu adevărat, zic că oamenii ăștia ceva transmit. Și inițial am început să mă negusesc de ei, de energia lor, de pozitivismul lor, de simplitatea lor ca oameni, ca băieți. Sunt niște băieți foarte super. Și... Adică tu îi cunoști personal? Nu, personal nu îi cunoști pe fiecare în parte personal. Deci discuți cu ei la concert dacă reușești, încerci să împărtășești un zâmbet sau o cuprindere și câteva poze dacă reușești băieți să aibă timp să se acorde ceva timp pentru poze. Dar tu ești una dintre fanele cărora băieții le acordă timp și nu numai timp. Tu practic ai VIP carta, nu? Eu nu pot să consider așa că am VIP cartă. Poate cu un mic avantaj este că sunt moldoveancă și sunt unica moldoveancă din toate fanele din România, așa, care merge practic la toate concertele băieților. Și cum merge? Cu autocarul? Cu autocarul, dar intrarea practic este liberă pentru da, tine. Da, este liberă. La toate concertele băieților? Nu la toate concertele. Deci foarte mult depinde de securitate. Asta e. Pentru că este noroc toată să intre, toată nu este noroc să-i vezi. Mă bucur doar de simplă prezență de pe scenă băieților. Tu îi urmărești la fiecare concert. Da. Oriunde se duc, tu ai ajuns și în București. Dubai. Ai fost și în Dubai pentru concertul lor. Da, corect. Ai zburat? Ai cheltuit atâția bani? Sunt foarte multe sacrificii, sunt foarte multe eforturi pentru băieți care le-am făcut, într-adevăr, sunt foarte multe sacrificii, dar sacrificiile astea m-au adus satisfacție oarecare, știți? Adică eu pentru ei mă împluc energie. Eu devin alt om, eu când voi băieții sunt altfel, uit de rutina zilnică la muncă. E o energie aparte, supremă. Îți amintești prima întâlnire? Da, prima mea întâlnire a fost în Iași, pe data de 10 iunie 2017. Eu îi mărez din 2013, de când s-am lăsat proiectul. Prima mea poză a fost făcută cu Sergiu în 2017. La Tiki Village a fost prima poză, prima cuprindere, primul, deși tremuri. Deși tremuri. Și inițial nu puteam să mă potolesc, să mă liniștesc, pentru că eu, în sfârșit ne-am atins scopul de a-mi vedea favoritul, om pe care atât de mult mi-am dorit să-l văd. Și mi-a zis cineva din fanele Carla's, să crezi în lumea ta. Ha. Pentru că dacă o să crezi în lumea ta, neapărat o să reușești. Și am zis că, măi, ok, am să cer să cred. Și uite, am crezut în lumea mea și am crezut că se poate de îndeplinit un vis și mi-am îndeplinit. Uite, Carla's, i-ai urmărit practic de când s-au lansat. Ai simțit schimbarea asta? Cum făceau ei cântecele atât timp cât erau aici? Și cum s-a schimbat oarecum linia melodică, versurile băieților după ce au trecut în România? Da. Care, Carla's, îți plăcea mai mult sau îți place mai mult? Cred că asta de acum. Pentru că la momentul când a început Carla's la noi, Republica Moldova, am fost puțin mai timid. Nu era atât de deschis la piese, la... Acum el știe ce face, știe că publicul iubește foarte mult, este relaxat, obositor pentru ei, pentru că au foarte multe concerte. Dar mai mult îmi place de băieții din Carla's de acum, din anul ăsta.